Aplicație pentru telefonul mobil care monitorizează șpaga pe tot globul ne face de râs. Pe harta mitei, România pare a fi buricul pământului, cu cele mai multe acte de corupție raportate. Aplicația inventată de un lituanian a făcut în conjurul lumii și încearcă să-i convingă pe oameni să semnaleze cât și unde au dat șpagă. Pe harta mondială, a șpăgii România este cel mai fierbinte punct. O bulină mare și roșie arată că de la noi au plecat cele mai multe reclamații pentru acte de corupție. Peste 100 de români au arătat exact unde și cât au dat șpagă. Consimplu, plic aflăm că un bucureștean a dat 15 euro mită pentru a face o ecografie. La altă clinică din București, un român se plânge că a dat șpagă 400 de euro pentru a-și opera tatăl. Inventatorul aplicației, un lituanian, a avut o experiență asemănătoare. După ce a dat sute de euro șpagă la un spital pentru o operație, tânărul s-a hotărât să spună lumii întregi ce i s-a întâmplat. We made an app that makes it easy to report and visualize corruption. It's a map where we have some previously reported bribes. You can go and look at those individual bribes. Până să devină o aplicație de mobil, bribespot.com, în traducere punctul șpăgii, a strâns zeci de mii de vizitatori pe internet. Ușor, ușor, tot mai mulți oameni au început să recunoască unde, cât și pentru ce au dat mită. Creatorul speră că în viitor, aplicația lui să devină o bază de date pentru polițiștii din toată lumea. Make sure that the data we collect is very easy to access and work with for institutions who are interested in fighting corruption. E prea frumos să fie adevărat, spun românii. Puteți contoriza și paga pe mobil, să fim serioși. Ar fi un lucru ideal, real. Nu se poate. Șpaga există, aplicația nu. Ar ajuta, nu știu, să-i depistez pe cei care chiar sar calul. Pericolul cel mare al aplicației este neseriozitatea utilizatorilor. De exemplu, un român a spus că a dat 150 de euro mită pentru ca Emil Boc să plece de la guvern.